În județul Mehedinți, aproape jumătate dintre cazurile confirmate cu COVID-19 au fost declarate vindecate. Aproximativ 40 de persoane au fost tratate la secția de boli infecțioase din Drobeta Turnul Severin. Totodată, de la începutul pandemiei și până în prezent, avem peste 80 de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Zilnic, numărul persoanelor izolate și carantinate scade semnificativ. Un lucru îmbucurător este și faptul că numărul persoanelor vindecate se apropie de jumătatea celor confirmați de la începutul pandemiei și până în prezent cu noul coronavirus. Medicii de la DSP Mehedinți raportează și 12 decese în județul nostru cauzate de COVID-19 de la începutul acestei pandemii. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 310 persoane se află în carantină, din care 16 persoane au intrat în carantină și 19 persoane au ieșit din carantină în ultimele 24 de ore. 319 persoane se află izolate la domiciliu, din care 31 persoane au intrat în izolare la domiciliu și 25 de persoane au ieșit din izolarea la domiciliu în ultimele 24 de ore. De la începutul pandemiei, în județul Mehedinți s-au confirmat cu COVID-19 82 de persoane, din care 38 persoane sunt vindecate, 12 persoane decedate și 32 persoane se află internate în acest moment. Totodată, pe teritoriul județului Mehedinți au fost testate peste 900 de persoane, dintre care 809 teste au fost negative. În continuare, pentru 24 de probe se așteaptă rezultatul, căci se află în lucru.